Mircea Lucescu este cel mai titrat antrenor român din toate timpurile, cu 37 de trofee momentan în palmares. Este campion în România, Turcia și Ucraina cu 7 echipe diferite. Doar Sir Alex Ferguson și Pep Guardiola îl depășesc la momentul actual în topul tehnicienilor cu cele mai multe titluri sau cupe câștigate. Cele mai multe trofee au fost cucerite cu Shakhtar, printre ele fiind și Cupa UEFA. Cu Galatasaray a câștigat Supercupa Europei și ne întrebăm oare ce trofeu va mai urma, pentru că Il Luce nu pare greu de pensionat, ci imposibil de pensionat. La aproape 78 de ani, românul este cel mai vârstnic antrenor în activitate. În tinerețe a calificat România la turneul final al Euro 84, dar a plecat în 85 de la națională și nu a mai vrut să se întoarcă, în ciuda faptului că românii l-au tot cerut pe banca tehnică a tricolorilor.